stea și la plajă un pic, să se întoarcă cu totul bine. Numai că mai avem niște bădărani de ăștia care au impresia că dacă ei agresează o persoană publică sau o vedetă, ei sunt cineva. Nu sunteți, mă, nimeni. Nu sunteți, mă, nimeni. Nu sunteți nimeni. Sunteți niște bolangii. Neața, Gigos Suprem. Bine ați venit la primul episod din Gândul de dimineață, o emisiune filmată dimineața. Wow! Îi zice Gândul de dimineață și îl filmăm dimineața. That's a smart one. Este vineri 19 iunie 7:04. Dacă ești nou sau dacă ești vechi, dacă ești orice, dacă ești susținător, dacă ești nesusținător, ia-ți o țigară din timp, două. Dacă privești clipul ăsta într-o dimineață, hai să fumăm o țigară, să bem un cafea împreună. Dacă e înainte de noapte bună, înainte să pui capul jos, ascultă clipul ăsta. Un scurt intro al emisiunii. Mi-am propus ca dimineața, cât îmi sorb cafeaua mea magică, fără prea multă pregătire, să vede că asta e fața mea de dimineață, să avem câteva gânduri, să avem câteva vorbe, să o mai bârfim așa puțin. Haideți să începem, nu uitați să apăsați butonul ăla de like dacă vă place seria. Dacă vă place seria, apăsați butonul de like, subscribe dacă ești nou, clopoțel, follow pe Instagram la Gigosul Suprem. Chiar dacă e un pic mai outdate, așa să zicem, vreau să vorbim despre două subiecte, online cât și mediul ăsta, gen viață de artist, viață de persoană publică, viață de vedetă. Vorbim despre două subiecte, Jador și Mario Fresh, care au luat bătaie în Mamaia și prea bine cunoscuta polemică Colo. Foarte mulți mă întrebați, încă mă întrebați, pe live-uri. Părerea mea sinceră și asta, și am zis, bă, o să torn un clip în care o să zic câteva chestii. Am dormit de la 4 dimineața la 6:46 și m-am trezit de durere de dinți. Am luat un ketonal acum, sper să fie bine. Hai să vedem repede cazurile. Eu apresesem telefonul. Jador și Mario Fresh au avut și ei, după restricțiile astea, când s-a dat drumul mai fluent așa, s-au permis mai multe chestii în țară, au plecat rapid un weekend la Mamaia, un weekend sau o mini-vacanță. Și acolo, în prima seară, după prima seară, pe la vreo 4 dimineața, au luat bătaie, mă. Cum le place lor să zică la tabloid, de la emisiunea, au luat o bătaie cumplită, o bătaie cruntă. Nu știu dacă e ok să facem, sau dacă a făcut cineva comparația asta. Deci, de unde pleacă tot, cumva tot de la televiziuni? Au început, nu mai știu dacă și scandalurile alea cu Shelly, cu televiziunea, cu scandalul Capatos, gen când cumva mediul online a devenit versus mediul TV și au început să bată gen înspre mediul ăla, să câștige teren mediul online. Cred că ne-ar trebui foarte multe episoade să ne punem de comun acord măcar câteva noțiuni despre ce înseamnă și cum percepem noi, cei care încercăm să devenim persoane publice, să avem fani. Eu cred că e cumva de la sine înțeles că am ajuns să facem treaba asta exact ca un job. Încă avem idioțenile alea cu la ei la muncă, bă, romantism, mamă, ce fac, mă, bă, ești vlogger, bă, ce asta, mă? That's bullshit, bro. Jador și Mario Fresh au fost în Mamaia, în club, o noapte și după au luat bătaie, gen au fost agresați și printre ei era și Alexia Eram, dacă zic bine numele, ce s-a întâmplat. Toate tabloidele, toate știrile, toate pe unde te uiți, scrii Jador, conflict, sau astea, bătut cu bestialitate, scene crâncine la Mamaia, continuați să spălați pe creier, că o chestie asta ce-o zic acum o să aibă legătură cu subiectul colo. Continuați să spălați pe creier, bradere, braderilor, brodărașilor. Era un băiat pe TikTok, Claudischi, sau Claud, ceva cu Claud. Continuați să spălați pe creier. Unde e brutalitatea? Pentru că oamenii au făcut și istoriuri, au pus și istoriuri. Nu prea îmi pasă mie de... nici de Jator, nici de Mario Fresh, dar Mario Fresh, nu? Mario Fresh a fost. Nu e ok ce se întâmplă. Dacă nu e ok, nu zic că ei sunt doi pui de sfinți, dar nu pot să cred eu că au fost bătuți
așa bestialitate încât zic ei. Oamenii probabil s-au dus și ei să-și facă un weekend, nu știu, că până la urmă oamenii filmează, scriu. Nu e așa de ușoară viața, mai ales Jador fiind o persoană care e pe val în România, cam oricine vrea să fie în jurul lui. Ați văzut și voi aluzia, o mai aducem încă o dată în discuție, cu zice o boi Alex Velea, care a avut biful ăla cu Abi, de, a făcut 200.000 pe piesă singur la Golden Boy Society și când a făcut cu Jador a făcut 70, 8, 15, 20 de milioane. Dacă îi spune cineva, e super. Ia Alex Velea, mă, e nume mare. Nu, tată, e trendul. E trendul și trendul momentan în muzică îl reprezintă Jador, Pulpița, Viorel, care scoate numai căcaturi la aia. Bă, oamenii s-au dus să-și facă și un weekend. Un weekend, sau cred că în timpul săptămânii, nu știu când s-a întâmplat treaba asta. M-au zis știrea așa, mai mult pe TikTok prima oară. Și au fost agresați în club. Acum, dacă fi greșit că ai momente ca om în care vrei să fii lăsat singur, na, ești persoană publică, te mai cunoaște lumea, mai vine la poză, la vorbă, te îmbeți spre dimineață, unii sunt mai băgăcioși, alții sunt mai posesivi. Dar cred că sau ce gagica lui unul să vorbească, să asta i-o fi dat cu jet. Ideea e că nu e ok ce se întâmplă. Nu e ok deloc. Oamenii puteau să-și facă și un sejur de 2-3 zile cât au vrut să-și facă concediul ăla la mare, puteau să petreacă de 2-3 ori în club și să facă 2-3-40.000 de poze și stea și la plajă un pic să se întoarcă cu totul bine. Numai că mai avem niște bădărani de ăștia care au impresia că dacă ei agresează o persoană publică sau o vedetă, ei sunt cineva, nu sunteți mă nimeni, nu sunteți mă nimeni, nu sunteți nimeni, sunteți niște bolangii. Au impresia că, de fapt nu au impresia, cred că își hrănesc ego-ul lor, știi, și mamă, eu sunt cineva, mă, dacă am făcut treaba asta. Deci cam tipul ăsta de oameni fac genul de acțiuni și încă o dată gâmbați media, bătuți scrunt cu bestialitate, băgați în spital, deci dacă vedeți titlurile, e bomboană, da, subiectul colo, că ăsta vă interesează și mai mult. Deci am dat acum primul clip, fratele meu, primul clip care l-am găsit, pe care l-am găsit, zicea așa: vloggerul colo a fost eliberat și nu mai are dreptul să mai poseze nimic, cu accentul pe nimic. S-a înțeles că 60 de zile, că nimic, că, bă, cred că fiecare adăuga la știrea asta ceva, cred că așa se ia știrea asta, pleacă o știre. Uite, bă, s-au sesizat ăștia împotriva unui vlogger. Cine? Colo. A, ce a făcut ăsta? A, instigat la viol. Ok. Și fiecare televiziune, fiecare ziar, fiecare entitate de asta mass media își procură și își redactează știrea ca să fie cât mai catchy, să ți-o vândă ție cât mai bine. V-am zis, tocmai ce m-am uitat eu pe știrile ProTV, frate. ProTV, care furor, 95, când dracu a apărut? 95, cred. 95-97, pe acolo. Televiziune de prestigiu în România, una dintre cele mai vechi. Misinformation. Bă, legat de subiectul colo, nu zic bine că a făcut ce a făcut, frate. Eu îl înțeleg. Îl înțeleg de ce. Poate o să vi se pară ciudat. Bă, ce, mă, frate, a provocat, nu știu ce, sau a promovat, nu știu ce. Îl înțeleg pentru că și-o fac live stream-uri. Și-o am avut momente în care simțeam că îmi pierd comunitatea cumva live-ul din mână și credeți-mă, pentru oamenii care vă uitați și n-ați făcut niciodată treaba asta în viața voastră, aveți impresia că noi intrăm, stăm 2 ore cu voi, vă zicem 2-3 povești frumoase, urâte, ce vreți voi să auziți, dăm 2-3 next-uri, primim niște donații și la un moment dat e gata, mă, frate, a trecut 2 ore. Nu, bro, ideea e de vibe, tu vrei să ții live-ul la cât mai în priză, tu vrei să le dedici oamenilor mai mult timp, tu vrei să fii acolo, tu vrei să fii acolo. Și la un moment dat se mai întâmplă treaba asta, să scap comunitatea, adică omul să zică, bine, mă, am auzit 2-3 chestii, 2-3 story time-uri, gata, mi-am petrecut jumătate de oră cu tine. No, mai gata, bro, gata, știi? Și tu vrei să previi acel gata. Până ce previi acel gata? Până a spune o chestie tâmpită, până a spune, nu știu, până a exagera un pic lucrurile. Într-adevăr, el le-a exagerat. Eu v-am zis, îl înțeleg, nu că îl susțin, îl înțeleg doar. Îl înțeleg pentru ce a zis treaba aia, pentru că poate și eu am avut momente în live-urile mele de-a lungul scurtei cariere de YouTuber, cum ar zice Cosmin Nelson, în care am făcut și o treabă asta, nu la același nivel, probabil am exagerat și eu mult. Nu știu dacă e ok acum să
să-l urcăm pe rug. Eu cred, sincer, cu colocul i-au vrut să fac un precedent. Am început să zic treaba asta și n-am terminat-o. Îl înțeleg, dar ce s-a întâmplat cu el e prea mult, părerea mea. Să dai un om public pe știri, bă, eu am avut un moment de știri, pentru cine nu știe momentul ăla, când dracu, acum vreo o lună jumate, două luni, cam așa au trecut 2 luni, a apărut și la televizor, la știri, fără să știu nimic. Habar n-aveam, nimic. Gen, pur și simplu eram pe un live de gaming și când aveam 20-30 de oameni acolo, au început, bă, aia apărut la canal de, aia apărut la canal de. Eram, bă, ce dracu, mă. Și mi-au luat pur și simplu un clip și mie o bucată dintr-un clip în care eu mă vopseam singur, e clipul ăla pe canal, în care mă vopseam singur acasă și aveam o stare de asta super, și au dat acolo într-un interviu. Imaginați-a zburdă în izolare. Pentru mine a fost super ok momentul. Da, bă, apărut la știri, a pus foarte multă lume, that's it. Dar ce s-a întâmplat cu el, nu sunt gen de acord, bro, it's... Bă, nu-mi dau omul în cătușe la televizor. E prea mult. Orice ați zice e prea mult, frate. Îl dai în cătușe la televizor. Și i-au luat niște momente, unele televiziuni i-au luat niște momente și au intercalat momentele alea așa de mult încât te-a făcut să crezi altceva. Acum hai să dăm așa, hai să dăm arama pe față. Au intrat foarte mulți dătători cu părerea că până la urmă și noi tot astea suntem, doar că suntem în mediul online. Mai că ăștia o fac la scară mai mare, gândiți-vă la noi în mediul online, da? Vă zic eu cât e comunitatea online, aproximativ, de urmăritori. Suntem vreun milion, un milion de utilizatori, maxim, un milion de utilizatori care ce fac? Care rulează, să duc și la ăla și la ăla și la ăla și la ăla și la ăla. Ăștia sunt utilizatorii activi, nu avem mai mult. Și oricum un milion e o cifră exagerată. E ăla care se uită și la tine și la mine, care sunt un pitic, se uită și la ăla care e partea gigantul pe YouTube. Asta e comunitatea. Că vedeți voi cifrele 7, 8, 10, 15, 20 de milioane, ăia sunt utilizatori care intră din an în Paște. Care intră ca auzit o piesă, vorbesc de o piesă, vorbesc de un clip. Că zice, bă, zici că e un milion, sunt toți utilizatorii frecvenți și ei își fac 7-8 milioane la piese. Nu compara. Sunt oameni din afară care mai aud cu gura. Gura a fost cea mai bună recomandare de all time. Gen din gură în gură. Și acum revenim la televiziuni. Bă, au intrat foarte mulți zătători cu părerea. Unde? Pe post la Pro TV, la canal, parcă am văzut-o iar. Au intrat și au început cu dalea că... Formatorii aceștia de opinie ar trebui să, în fuga lor, așa ziceau, în fuga lor către faimă, uită valorile și principiile morale și ceva, mă? Bă, du-te dreacu de boschetar, mă! Voi ce promo v-ați? Care, mă, că antena cred că e? Habar, acces direct, nu știu unde e ăla. Bă, de blum bune stați pe Viorel, v-ați bătut joc de oamenii ăia, i-ați transformat atât de mult, ați plecat, cred că au apărut că ea a vrut să fie violată, a trebuit să fie violată și el nu știa și i-a dus pe pic și poc. Ce promovează ei? Noi avem voie, mă, să promovăm, mă. Eu, noi, nu, păi îl avem pe Cătărin, talent, da, care dă foc la casă, eu care îmi bag sticle în gură, pe Colo care instigă la nu știu ce. Da, mă, dar voi ce ați promovat, mă, până acum? Mai țineți-mă aminte cazul Dincă? Că, băi, statul român s-a autosesizat, mă, mâncava și gura voastră, gata, ce ați făcut, mă? Pe băiatul ăsta l-ați dat în cătușe la televizor și la plan ați avut mandat să intrați în casă și l-a omorât pe fata aia, bă. Da, mă, și dacă vă uitați la ce promovați voi la TV-ul, oricum, vă zic eu 100%, ăsta e un fightback. Deci ce se întâmplă acum e un fightback din partea televiziunii. Au pierdut teren în fața online-ului, au pierdut teren în fața YouTube-ului, Facebook-ului, Instagram-ului, toate rețelele astea de socializare unde îți poți face un nume și unde te poți face auzit până câteva clicuri distanță, postezi ceva și poți să devii viral. Și uite ce ați făcut, bro. Ați început să dați fightback, ați început să denigrați, bă, că până la urmă asta faceți, mă, exagerați și denigrați. Dar voi ce faceți? Băi, românii campion a dat-o cu părerea. Asta fac și eu acum, dau cu părerea. Să vă pierdeți și ultima sfărâmă de demnitate. Și să știți că ce se întâmplă, uite, Bianca Adam, da? Vlogărița. Băi, eu când eram mai mic și auzeam termenul de vlog, știam de Mikey H, știam de tequila, de
știam de YouTube, termen YouTube, de Codrin, de Codrin Brada Satana, de Shelly, și mai erau câțiva frații Munteanu și încă vreo 2-3 pe acolo, care au crescut la început. Eu asta știam. Și a fost bătută fata aia, bă, cu vânătăi, mă, cu fier de la... Fier mâncați-și, brate, acum. Știu băieții cum te băteau la secție, când îți băga fierul ăla între... într-un ziar și îți dădea, să zaci. Bine, încă mai sunt ornitorinci și pe aici care zic, ce e asta, mă, că n-aia, mă. Ați început să dați înapoi. Faptul că, să dați înapoi, să ați început să atacați. Faptul că voi faceți toată treaba asta, astea sunt consecințele. Să duceți Jador cu Mario Fresh acolo și nu zic că e numai vina voastră, că ura asta populației o creați și voi. Televiziunea creează ură împotriva persoanelor publice în mediul online. Și asta se vede, se vede, bro, se vede grav. În acțiuni, mai era, uite, pe TikTok, mai e un nene, că nu poți să-i spui altfel, că e trecut de prima tinerețe, care să poartă stilul Ilie's Vlogs. Bă, da, trebuie să înțelegeți, dacă știți, nu știu, scrieți-l voi în comentarii acolo. Cu o bandană de aia și cu un păr de la crez peste, își pune el gen poze cu vlogger, cu ceva artiști, pe fundal și să pune el cu green screen și începe. Că la muncă, ia, ce e atât, ce persoană, lăsați, bă, locul 1 pentru ea. Ura asta, aici începu, mă. De aici începe. De ce nu vă vedeți de felia voastră? Într-adevăr, sunt niște chestii care nu poate să rămână în mediul online. Da, cum ar fi asta, instigi, asta, bă, trebuie să faci auzi, bă, nu e ok. Dar nu vă mai băgați, mă, în mediul online, nu. De ce nu mai sunt consumator de TV, vă mor babele care se uită la voi cu ochii aia buculucați așa? Băi, nesimțiților, mă, bunica mea a plâns, mă, cu Joan odată, mă, mâncava și gura voastră. De ce? Că stătea pe antenă, să uite. A plâns că n-a luat Joană, mă. Bă, și a plâns, mâncați-și gura ta. Așa ați făcut cu toate subiectele. Trebuie să vă faceți voi ratingul vostru, știi? Bă, și noi trebuie să ne facem rating, mă, frate. Dar noi ne facem rating, nu știu, mult mai cu obraz. Adică, hop pe un trend, da. M-am jurat pro TV-ul. Hop, pe un trend, cine e acum? Jador. A, vorbim de subiectul Jador. Bam, cine e acum? Abi. Vorbim de subiectul Abi. Sărim pe un trend. Nu? Venim noi și... Bă, vă zicem vouă de... Abi, l-a spus, mamă, coaie, a dat unul cu ranga în el, mă, i-a făcut gaură până el, i-a ieșit pe aici, a intrat pe partea asta altă. Ce să mai, mă, l-a făcut frisbee pe Abi. Gata, mă, hai. Păi noi nu zicem, mă, treaba asta, nu? Noi vorbim, mai dăm o părere, mai... Dacă unii sunt mai tupeiși, mai nasty, mai au ce să zică, să ia de el, direct dă în el, creează controverse și asta, e mediul online, dar voi exagerați, mă, incredibil de mult, mă, incredibil de mult. Ești primul meu gând de dimineață, e că sunteți ultima speță. De încheiere, câteva cuvinte, asta e noua mea emisiune, gândul de dimineață, pe care o filmez cu mare drag, în prima jumătate de oră în care mă trezesc și mai dezbatem așa topicuri de-astea. Vedeți ce colț mi-am făcut aici, nu? Sunt în spatele, în bucătărie, în spatele la... cu spatele la ghiuvet. Hai să ne vedem de treaba noastră, boys. Hai să lăsăm mediul online și mediul ăsta, TV-ul și online-ul. Să lăsăm TV-ul și online-ul și o ia pe două drumuri separate. Că voi pierdeți terenul acum, că lumea stă în online mai mult, aia e. Eu m-am mutat de 2 ani de zile aproape și încă 4 sau 5 acasă, deci am aproape 7 ani de zile în care nu, televizorul meu nu mai există. Eu am băgat televizor, am băgat cablu, celebru cablu, când m-am mutat, doar pentru Oana să uită la Crime Investigation, la Discovery Crime Investigation. Mă uitam pe History, adormeam pe History, Discovery, atât. Ce să văd, mă? Ce să văd, mă? Ce să văd, mă, la voi? Pe Viorel și Vulpița le-ați adus, pe Rafaelo, pe câte un ajutor, așa, să faceți o piesă, să trageți de subiect. Păi voi o să le dați jet cu prima ocazie, mă, la oamenii, mă. Când mai vin alți circari. Că până la urmă așa ne-ați făcut și până circari. Și mai iese vreunul și mai zice, bă, televiziunile ne sunt nasoale, mă, că dau un noi și... Problema e că voi nu sunteți împărțiți deloc comunitatea asta online. Voi nu știți să susțineți. Voi puneți etichete și nu înțelegeți, gen, bă, frate, ar trebui să ascult ce are omul ăla de zis și să fac o diferență. Nu-mi place, dar lasă-l acolo, bă, nu rezonez cu ideea ta, cu părerea ta.
bine, fratele meu, las-o așa. Nu o rezonez. Dau X la clip și am plecat. Ne-am obișnuit, ne-au creat, ne-au făcut să ne certăm între noi. Cât vreți să ne mai certăm între noi? Au să ajungem să mușcăm din unul în altul. Mass media, televiziune. Dați-i tare. Dați-i tare, tată, că faceți o treabă perfectă. Eu am fost fratele Conacu, mă găsiți pe Instagram la Jegosul Suprem. Ăsta e primul gând de dimineață, episodul 1. Dacă vreți să mai vorbim despre anumite topicuri, puteți să lăsați în rubrica de comentarii. O să vorbesc numai despre topicurile pe care voi le alegeți. Deci dacă aveți vreun topic, lăsați-l în rubrica de comentarii, că o să vorbesc numai pe recomandările voastre. Sper să mă trezesc mai de dimineață, mai mereu, ca să filmăm treaba asta. Tot aici la colțul ăsta, Jegosul Suprem pe Instagram. Like la acest clip dacă vreți să mai apară chestii de genul. Subscribe dacă ești nou și dă clipul ăsta mai departe la toată lumea să ne mai spălăm buretele ăsta îmbibat de televiziune. Da? Un share pe Facebook, pe Instagram ajută mult. Vă pupă, fratele!